sponsor general al emisiunii Nescafe. Vestimentația prezentatorilor oferită de InCity. Bună dimineața! Neața tuturor! Ce? Te-am deranjat? Salută, cumva? Salută poporul, eu sunt aici, da. Ne trezim încetişor, așa, ne servim cafeaua, urmăriți dimineața la RTR și în această dimineață, suntem noi, Galina și Liviu, da. Și pregătiți pentru a vă face dimineața și mai frumoasă și pentru a vă provoca să trăiți încă o săptămână la maxim, să reușiți și la serviciu, să găsiți timp și pentru distracții, da. Și să-i faceți fericiți pe cei dragi și nu de alta, dar vin sărbătorile și cumva știi, trebuie să fim mai buni. Sperăm noi că în cele 2 ore de difuzare să găsiți toate aceste elemente pentru domniile voastre, că de nu să nu dați vina pe noi, domnule, vezi că noi n-am prins ceva de serviciu, de sănătate, de IT și așa mai departe. Însă asta nu e despre noi. Noi toate astea le-am acaparat așa de bine, încât mai avem loc și pentru altele. Ca o paranteză, astăzi este ziua transportului gratuit. Așa că dacă nu vă cere taxatoarea în troleibuz sau nu vă cere bani, să nu vă faceți griji, stați, da, și vedeți-vă de treabă. Pe la următoarea stație vine doamna cu legitimația. Bilețele aici, cine? Cine? Băi, unde e biletul? Taxatoarea! Am achitat de 3 ore amendă, ce crezi? Da? Da. Mie mi s-a întâmplat să nu mi ceară plata. Cred și că eu, le-ai eu zâmbit așa. Eu sunt fata de la horoscop. Astăzi le-au zis că astăzi nu plătesc. Mă scuzați. În final, într-un final poate și luați un taxi și la urmă vă spune cum mulțumesc că este de ajuns. Puteți să coborâți. În cazul tău funcționează, sunt sigur de asta. Îți dai seama, eu, taximetristul se uită la mine și așa pe plata și eu vreau să vă mulțumesc. Ei bine, noi vă mulțumim că sunteți și în această dimineață alături de noi și vedeți ce v-am pregătit și de ce trebuie să ne fiți aproape timp de 2 ore. Vă spunem ca să știți ce vom avea azi în emisiune. Cele mai importante momente ale săptămânii trecute. Așa ceva nu ați mai văzut pe la noi. Acum și câinii pot merge la sală. Oare mai ceva ca vikingilor? Iar acum e cel mai faimos bărbos. Sunt de calitate, jucării ecologice pentru copii mintoși. Iar Costi Burlacu și fetele lui frumoase vor invoca sărbătorile care iată vin. Nu pierdeți, ba pierdeți diminețile pe RTR Moldova. Țineți cont de ceea ce se petrece în lume, nu de alta, dar să nu călcați în greblele istoriei și pur și simplu să mergeți într-un viitor frumos și prosper. Am vorbit ca un politician, se pare că... Da, în afară de greble. Colegul meu doar vrea să spună că astăzi, la fel, este o zi importantă, ca și oricare altă. Toate zilele sunt importante și de aceea trebuie cumva... Vorbesc lucrurile, știu, banale, poate, pe alocuri, dar astăzi este Ziua Internațională a Emigranților. Oh. Și cum țara noastră nu rămâne în urmă la acest capitol, da, ba dimpotrivă, avem foarte mulți dintre cei care părăsesc țara în căutarea unui trai mai bun, unui loc de muncă mai bun. Și uite cumva este motiv de sărbătoare. Și aici mă gândesc, este motiv de tristețe sau de sărbătoare? Mai întâi să facem diferența între migranți și emigranți. Da? Pentru că dacă este ziua emigranților, sunt cei care vin la noi. Așa. Dar migranților, problema migrației este cei care este se duc de la noi. Este ziua internațională. A, am internațională, înțeles. Bun. Nu națională. Cei care vin, care se duc, care sunt care pe loc. Care aici, da, este... Treceți la universitate cu profil medical și veți vedea despre ce este vorba. Dar mai este și ziua internațională a limbii arabe. Să știi? Nu știu. Nu este un apropo cel mai puternic în cazul de față, cel mai calm. Dar avem foarte mulți vorbitori de limba arabă. Chiar și cel din fața ta. Da? Ian, îmi zici ceva? Spune-le bună dimineața telespectatorilor în arabă. Nu pot să spun acest lucru. De fapt, da, marhaban, am să spun. Asta înseamnă un fel de salut. Sau celebrul salam aleikum. Dar cel mai important știu a numărat până la 6. Wahid, ithnan, thalata, arba, hamsa, sita. Uite așa. Wahid, da, corect. Cineva dacă a sesizat o greșeală... Fratele meu a învățat araba în Egipt, așa că de la cineva el... Cineva dacă a sesizat o greșeală, vă rog să ne dați de știre, pentru că eu dacă nu cunosc, vedeți că tac și zic și eu, ok, bine. Lasă că a fost bine. Oricum, vedem ce alte evenimente s-au întâmplat astăzi în zi de 18 decembrie și au meritat să intre în calendarul zilei.
se făcea la 18 decembrie. În Constituția Americii intră în vigoare în anul 1865 a 13-a rectificare cu privire la abolirea sclaviei. Yuri Nikulin, actor, clown și prezentator rus, s-a născut în anul 1921. În anul 1930 vine pe lume moderatorul emisiunii Shtok de Kagda, Vladimir Voroshilov. Steven Spielberg, regizor, scenarist și producător american, se naște în 1946. În anul 1963 a venit pe lume actorul Brad Pitt, câștigător al premiului Oscar. Parlamentul Republicii Moldova adoptă în 1990 legea cu privire la poliția. Tot această dată se sărbătorește Ziua Poliției în Republica Moldova. Din anul 2000 este marcată Ziua Mondială a Emigranților. Conform calendarului gregorian, până la sfârșitul anului 2017 au mai rămas 13 zile. Istoria nu se repetă, istoria continuă. Te uite că vin și frigurile peste noi. Te uită? Da. Deja uită. Este foarte rece și trebuie, eu sunt sigură că majoritatea dintre noi ne-am înnoit garderoba cumva pentru sezonul rece. Cine spune? Însă sunt acele, știi, mă uitam la invenții și am fost uimită pentru cei care, mi le place foarte mult să stea, să meargă la munte sau să stea afară, nu știu, la pârtie. Sunt pantaloni din aia care se încălzesc. Au, gen, știi, era un fel de așternut care se face cald, îl pui în priză, uite așa s-au făcut și pantaloni. Mai că nu îl pui în priză, este pe baterii. La fel sunt mănuși care ne țin de cald, plus la toate nu mai este o noutate că avem mănușile touchscreen care ne permit cumva să butonăm telefonul chiar dacă avem mănuși, chiar dacă este frig afară. Asta dacă nu se stinge telefonul, știi că sunt din astea care nu sunt rezistente la temperaturi joase. Adio săniuș în două perechi de pantaloni și pe toți care îi puneam la uscat și mama spunea iar mai o deală, iar și l-a prins. Da, asta era farmecul. Totul va dispărea într-un scurt timp. Da, descarcă pentru... aplicația Săniuța versiunea 6.0, udeți pantalonii cu zăpadă, descarcă aici și așa mai departe. Cum mai o să mai simțim noi toate aceste plăceri ale copilării? Gata, sunt pe cale dispariți. Eu cred până ajungem noi să ne permitem o astfel de pereche de pantaloni, pentru că îți dai seama că e și costă. Da. Așa că mergem la Săniuș cu acei două perechi care spuneai tu. Republica Moldova mai stă un pic la o parte de toate aceste progrese, deși terminul nanotehnologie moldovenească este deja în vogă. Să știi că avem și din astea. Da, între timp, să știi că de la prima călătorie pe lună, prima deplasare spațială sau zbor pe lună, a trecut ceva vreme de la Neil Armstrong încoace și japonezii se gândesc prin 2019 să organizeze o nouă misiune spațială pe satelitul Pământului ca să vadă dacă acolo este apă. Să știi. Dacă găsește apă, ce înseamnă? Colonizare. Dacă facem colonizare, punem acolo un sat pe lună. Și deja... Eu cred că satul meu se poate muta acolo, pentru că roșiile vor crește și acolo. Welcome, Don Duchesne on the moon. Știi, așa, ar fi ceva interesant. Nu vezi dragul meu. Da? Vorbim acum despre tehnologie, așa cum v-ați dat bine seama, vorbim despre Smart Life. Bună dimineața! Am o curiozitate. Ai privit desenul animat Cars? Dacă ai ridicat sprâncenele cu entuziasm sau consider că ți-am adresat o întrebare retorică, poți să sari în sus. Ți-am pregătit o surpriză. Acum poți avea propria mașinică și nu una oarecare, ci chiar fulgerul McQueen, mândru nevoie mare. McQueen is back! Am mână visul oricărui copilașul, visul meu inclusiv, fiindcă toți au privit desenele animate cu mașinuță în treceri. Tu deții controlul absolut. N-ai cum să te îndoiești de farmecul ei, căci... E dirijată și este condusă de la smartphone, de la telefonul mobil. Faptul că are toate sistemele astea pe care le vrea un copil când are jucărică, deci merge vorba despre rotițele dreapta, stânga. Să aprinde iată aici și să văd chiar ochișorii cei magici care se uită la tine și zic reacționează la diferite gesturi când o mângâi, când se lovește de perete. Aceste buze, să spunem pe următor, sunt făcute dintr-un cauciuc moale și când vorbește chiar pe aceea.
Dispozitivul, pentru care trebuie să scoți din buzunar aproximativ vreo 7.000 de lei, comunică pe bune cu tine. Ouch! That's gonna leave a mark! I am so ready for the Piston Cup! Ka-chow! Face drifturi, merge, aleargă, se ridică pe o parte. Și partea că nu mai este doar momentul acela când erai mic și făceai zoom, 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 zoom și mergea doar în față. E alt nivel. E bun pentru copiii mai mari, cei care se pricep să răscolească prin telefoane, dar dă din ochi și... Tăticilor care au băieței. Fiindcă există bancul cel vechi, dragule, de ce vrei elicopter pentru fiul, dar fiul încă nu poate merge, dar în schimb eu pot să-l conduc. Să înceapă distracția și aventura. Misiunile amețitoare pot prinde viață chiar în mâinile tale. Iubește tehnologia, dar nu te lăsa dominat de ea. Ka-cha! Spuneam ceva de gestionarea eficientă a timpului, un pic pentru serviciu și un pic pentru nevoile personale, pentru că trebuie să mai găsiți timp și pentru sală de forță, ieșit afară și multe alte lucruri. Dar când se vorbește despre abonamente pentru 4 pezi la sală de forță, atunci dacă te gândești, băi, dacă șcânele are timp de sală, apă dă-le dracului de treabă. Îți pare ceva și ruptă din fantastic. Ce, unde te duci? Merg la sală. A, vrei să faci mușchi? Nu, cățelul meu. Am văzut că a adunat un pic burtică și mă duc să lucrez abdomenele cu el. Foarte și este foarte important, o să adaug aici, pentru că câine, știi, este viața câinelui de oraș și viața câinelui de la țară și știi că cei de la țară sunt cumva mai norocoși în acest sens. Pentru că la țară poți să alegi cât vrei să te zbengui, asta dacă nu te-a legat stăpânul acolo de un gărducean și a uitat de tine. Deci la apel la mine face acum. Da, fac apel la tine și fac apel ca să aveți grijă, să aveți grijă ca patrupezii să fie liberi, măcar o distanță destul de bunicică, așa, ca să le permită lor să se miște. Apropo, dacă tot vorbeam despre sport, pe care trebuie să îl practicăm și noi și patrupezii noștri, să știi că notul și aici câștigă. Înotul este și cel mai recomandat de specialiști și pentru câini, deoarece se spune că 15 minute de înot pot înlocui o oră de alergat, de mers. Așa că rușinică pentru cei care nu au timp de sală și dacă aveți un patruped care deja este pasiv, luptă și el cu sedentarismul, a intrat și el în depresie, nu-l duceți la psihologul veterinar, că am înțeles că este și așa specialitate, dar deodată la sală, acolo, la mușchi, da? Că da. Poate și stăpânul s-a luat de urmă. Apropo, este în premieră la noi, o veți afla despre o sală de sport deschisă pentru căței. Cel avec sabache drug. Nu e nimic spectaculos în faptul că eu alerg aici pe bandă, mai ales că nu am nici papucii potriviți, nu sunt echipată corespunzător, însă momentul spectaculos se întâmplă chiar aici, lângă mine. Uitați cum un câine alergă pe bandă. Da! Credeți ce vă văd ochii, pentru că asta se întâmplă la noi. Inspirat din practica din afară, Alex Coval are de gând să deschidă o sală de sport pentru câini aici, la noi. Acum e la etapa de perfectare a actelor și a vorbit în exclusivitate pentru Dimineața la RTR despre ideea sa. Ideea, на самом деле, пришла давно. Как только я начал заниматься собаками, которые участвуют в выставке, помимо ездового спорта, встала необходимость заниматься выставочной подготовкой. Но поскольку большинство выставок проходят в помещениях, то подготовка на улице не является, ну, совсем правильной. Inițial își dorea o încăpere doar pentru pregătirea celor 2-4 pezi ai săi, dar a văzut că este cerință pe piață și astfel a creat un spațiu care va deveni public pentru toți doritorii. Până atunci însă, beneficiari sunt doar cei de ai casei. La început, разминка. Значит, разминка, как правило, существует двух видов. То есть, если это активная собака, то мы разминаем ее в движении. Если это пассивная собака, которая любит дома полежать на диванчике, то мы разминаем ее как бы механически. То есть, мы берем каждую лапку и проминаем каждый суставчик. Și câinii au nevoie să antreneze și să dezvolte anumite grupe de mușchi. И вот так вот выкармливаем. Собака сама себя прокачивает, грубо говоря. То есть она сейчас прокачивает спинной отдел. Еще из человеческой йоги пришли вот такие вот мягенькие подушечки, и они нам в док-фитнесе очень пригодились. Мы точно так же ставим собачку на них вот таким вот образом. Видно, что собака теряет равновесие, ну и, соответственно, пытается его найти, тем самым прокачивая грудную клетку. Mingea de fitness prinde bine și aici.
за счет того, что поверхность мягкая, то есть собака начинает ловить баланс. Ну и мы потихонечку ей в этом помогаем. То есть мы начинаем создавать дисбаланс ей, и она тем самым прокачивает грудные мышцы. Pentru câinii care participă la expoziții și concursuri internaționale, există exerciții speciale. Рекомендовано собаку ставить механически, то есть нельзя заставлять ее залезать. Точно так же нельзя давать собаке самой слезать с данного тренажера. То есть берем аккуратненько собаку, ставим на вот эти пяточки. И отрабатываем выставочную стойку. Приучаем. У собак очень хорошо развита мышечная память, поэтому если вы доведете этот момент там, до 5-10 минут, то в принципе собака привыкнет стоять в таком положении и будет красиво отрабатывать себя на выставке. Limbajul cânesc se spune oare că și ei au nevoie de nițică mișcare în sala de sport? Neața, încă o dată, deja sunt în celălalt capăt al platoului și pregătită să vă comunic horoscopul. Azi ne bucurăm de prezența unor oameni care ne-au lipsit și îi răsplătim pe cei dragi cu gesturi de omenie, dragoste și respect. Ce au pregătit astrele pentru fiecare nativ, vă spun chiar acum. Puteți să readuceți armonia în relația de cuplu pentru că sunt promisiuni de stabilitate. S-au adunat cam multe de lucru la serviciu, dar cu răbdare le rezolvați pe toate. Dacă aveți posibilitatea să mergeți undeva la distracție cu familia sau cu prietenii, nu ezitați. Taur, o revedere emoționantă vă face să vă dați seama că iubirea nu s-a stins. Poate luați o decizie referitoare la viața în doi. Vă străduiți să scăpați de toate datoriile și să luați cadouri din timp ca să nu alergați pe ultima sută de metri. Gemeni, poate vă invitați prietenii în vizită și o să vă bucurați de vești bune pe care le aflați de la ei. Posibil să faceți cunoștință cu cineva care să vă aprindă imaginația și să iasă o relație de cuplu care să vă facă în sfârșit fericiți. Nu vă neglijați sănătatea. Rac, cineva care a dispărut o vreme din viața voastră revine cu gânduri bune. Vă puteți trezi cu o propunere de colaborare pentru anul viitor care vă convine din toate punctele de vedere. Se pare că o să aveți cheltuieli ca să vă faceți cuiva o surpriză. Leu, o să primiți un răspuns la o solicitare depusă luna trecută și o să vi se recunoască niște drepturi ca să puteți primi banii cuveniți. Se pare că munciți din greu ca lucrurile pentru care v-ați bătut în un an întreg să se încheie cu bine până la sfârșitul anului. Fecioară, câteva ore în cursul dimineții o să vă ocupați de treburile gospodărești. Faceți ordine, mergeți la piață și gătiți. Poate o să vă vină cheful să practicați un sport. Relația cu partenerul de cuplu promite să fie din ce în ce mai bună. Balanță, posibil să acceptați o colaborare care vă aduce venituri suplimentare. Aveți nevoie de o schimbare și o să începeți prin a avea mai mult curaj. Au rămas niște adevăruri nespuse în relație sentimentală și poate ieșiți la masă în oraș ca să le spuneți lucrurilor pe nume. Scorpion, o să se ivească ocazia să faceți cunoștință cu oameni noi. Invitații la diverse evenimente curg și ar fi momentul să mai ieșiți un pic. Ar fi bine să vă ocupați și de sănătatea dumneavoastră, să-i dați de capăt unei probleme care v-a stresat în ultimul timp. Săgetător, o să faceți rost de bani pentru o achiziție sau ca să plătiți o excursie în vacanța de iarnă sau într-un weekend. Pare să fie o perioadă tensionată la serviciu, dar s-ar putea să nu dureze mult. Acordați mai mult timp familiei. Capricorn, poate reluați o activitate de grup pentru a vă menține în formă și pentru a avea un moral ridicat. Ieșiți la cafea cu cineva care insistă să lucrați împreună și sunteți intrigat de cele propuse. Din punct de vedere sentimental, sunteți foarte bine. Vărsător, o să primiți o recompensă, bani, produse sau alte lucruri care vă bucură. O perioadă intensă pentru vărsători. Încep să vină banii, aprobările, o să vă bucurați de prestigiu și pare că se leagă o relație partenerială de afaceri care o să vă aducă succes. Și pești, posibil să apară probleme de sănătate și dacă o să le ignorați, s-ar putea să vă strice sărbătorile. Poate nimeriți la niște promoții și cumpărați ceea ce vă mai lipsește prin casă. Cineva vă întoarce niște datorii sau vă invită să lucrați împreună ca să câștigați o sumă frumușică. Astrele prezic însă totul e la îndemâna dumneavoastră. Stați aproape! Poate să fie ca o femeie. De frumoasă, este foarte frumoasă. De deșteaptă, și mai frumoasă. Publicitate.
Генеральный спонсор передачи «Нескафе». Ați admirat, frumos ne-au cântat, dar să știți că formatul este nițel mai întins când de la cântat trecem la discutat, pentru că nu au venit în 2, ci în 3, împreună cu frumoasa și drăguța lor fetiță, Smărândița. Bună ziua! Bună ziua! Vorbim numai noi. Bună dimineața, vă salut încă o dată. Bună dimineața, bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! E acea perioadă, și mă gândeam cum să încep, în care... cel puțin în materialele publicitare apar acele lumânări aprinse, făclii, cineva se strecoară cu un dar, Moș Crăciun dincolo pe fereastră, și am vrut să avem și acel model real de familie fericită. Așa este ca în publicitate și în viață când vorbești de ajunul sărbătorilor? Depinde cum îți dorești, cum îți organizezi casa, lucrurile în casă. Noi am amenajat anul ăsta mai mult decât în alți ani, pentru că
Avem și ajutor. Smaranda, mai ales ea, este pasionată de lucrurile handmade. Așa că a amenajat multe lucruri în casă frumoase. Avem și lumânări, avem și luminiți, avem și brad și atmosfera e de plină. Smarandița, vino, te rog un pic mai aproape de mine, nu te teme, eu am să te întreb așa ceva. Da. Tu faci jucării pentru brad, tu poți să faci de handmade? Nu am încercat. Nu ai încercat, am înțeles. Dar dacă am să te rog să-mi aduci data viitoare mie un handmade din asta, din ce faci tu, hai să-mi aduci? Da. Poți să-mi faci un iepuraș, ceva, vreun animăluț? Mie îmi plac tare mult iepurașii. Hai să-mi aduci? Iepuraș nu am încercat. Hai să încerci. Hai să încerci. Hai să fii Moș Crăciunul meu. Ești în clasa? A doua. A doua. Și cânti? Da, cânt. Tot ce spune tata sau cânti ce vrei tu? Cânt uneori și ce vreau eu. Și ce-ți place ție cel mai tare să cânti? Cântă diferit. Acum cântă o colindă frumoasă, așa, care i-a plăcut foarte mult. Cântă și la pian. Și le percepe toate astea. Lui Moșu i-ai scris sau încă nu? Încă nu. Dar ce vrei să-ți aduc? Spune deja nu. Deja, gata? Deja nu. Gata? Pentru că anul ăsta e primul an când Smaranda a hotărât că gata, nu mai scrie scrisori Moșului. Dacă Moșu era de treabă, scria el primul. Pentru că înțeles că... Că, asta nu se spune. Că cadourile oricum o să ajungă cu scrisoare sau fără. Am înțeles. Până la o adică, dacă vorbim și despre familia completă, mai este acasă o fetiță și da, e frumos sigur. Să spunem, are tata două fete sau trei? Trei. Trei are. Și cum se descurcă tata când este în rol de Moș Crăciun câteodată? Se descurcă. Pune barba? Pune costumul? Faceți exerciții din asta? Nu. Nu facem noi din astea, oricum fetele își dau seama că... Moș Crăciun trebuie să fie Moș Crăciun, tata trebuie să fie partea familiei. Smerândița, du-te mai bine lângă tăticu acolo, așa? Și o să vorbim acum, aveți în repertoriu foarte multe colinde, colinde frumoase și una mai dragă mie, ce drept, nu că este pentru sărbători, dar și asta cu Hai Puiuț, pentru că atunci când lucram și în altă parte, tot v-am spus acest lucru. Le cântați? Atunci când era momentul să adormă această piesă. Da, cântam, da. Cântam copiilor de diferite piese. Chiar Smaranda cânta piesa Hai Puiuț, eu cânta Ioani deja, ea o legăna pe Ioani. Serios? Smaranda, poți să dai un pic din Hai Puiuț? Cânti Hai Puiuț? Te rog un pic din Hai Puiuț. Noi să te ajutăm, da? Hai împreună. Yeah. Hai Puiuț, hai drăguț, nani nani legănuț. Să crești mare și frumos, ca o rază luminos. Hai puiuț, puișor, nani nani somn ușor. Noi cântăm, iar tu să dormi, până mâine-n dau de zori. Piesa asta, tot timpul când ne trezim dimineața, tot timpul mă gândesc, chiar că vin la lucru și să aud piesa asta, gata, mă duc la loc. Te duci la loc. Mă duc la loc la culcare și așa este mai bine. Este și un moment în care de bilanțuri se întreabă. Cum a fost 2017? A fost un an bun. A fost un an bun. Ne tragem linia cu la sfârșit de an, facem totaluri. Avem multe filmări, multe spectacole de totalizare, cum spunem noi, la final de an. Și e frumos atunci când colegii, roadele, atât pe plan profesional, cât și cel personal, familial, a fost un an frumos pentru noi. Eu vreau să adaug că în anul 2017 cred că a fost anul diasporilor, pentru că noi am cântat foarte mult în diasporă. Da, începând, ați avut multe deplasări. Începând cu luna februarie am avut două spectacole în Canada. După, în Statele Unite. În Statele Unite, în Chicago, după care de mărțișor în martie am început cu Dublin în Irlanda, în Franța, la Paris am avut spectacol și iată acum recent ne-am întors din Lisabona, din Portugalia, unde am avut un spectacol extraordinar de Zilele Culturii Republicii Moldova în Portugalia. Portugalia. S-a adunat comunitatea moldovenilor. Tot, incredibil. Da, să vezi tot. Acolo, să te uiți, să vezi și să nu crezi. Na. Sângele apă nu se face, moldovenii sunt... Dar din câte am înțeles, scuze că vă întrerup, sunt foarte multe asociații de concetățeni de ai noștri și foarte greu stabiliți aceste punți, cu cine să organizeze un concert și așa mai departe. Cum stabiliți legăturile cu ei? Sau ei vă cheamă? Ei ne contactează. Ei ne cheamă, asociațiile sunt destul de echipe foarte bune.
Și chiar comunitățile din diaspora sunt foarte strâns legate, au o conexiune directă cu ceea ce se întâmplă aici și cu... Și, în țară? Da, și în țară, evident. Și au nevoie atunci când se întâmplă sau se petrec careva festivalul, precum a fost ăsta recent în Lisabona, Zilele Culturii Republicii Moldova în Lisabona, deci se adună colective locale de acolo. Uh-huh. Și apropo, colective formate din moldoveni, ai căror copii sunt născuți acolo, deja portughezi în... Deci copilaș care s-a născut acolo, dar care cântă și dansează atât de frumos românește. O concluzie dură, prin care am auzit-o și la alți invitați care au mers la astfel de concerte, spun că ei cumva vor fi moldovenii de peste hotare mai uniți decât cei de acasă. Păi evident. Adevărat. Oriunde în lume nu ai fi, într-un oraș, dacă o să te întâlnești cu un om și o să-ți zică că e din satul vecin sau e din undeva, deja e să-l consideri ca fratele tău. Uh-huh. Pentru că așa e, acolo unde sunt mai puțini, ei sunt mai uniți. Și multe lucruri care nu aparent aici mi se par banale sau că le avem în fiecare zi, nu le dăm importanță. Acolo ei, cum să zic, păstrează fiecare moment și apreciază fiecare lucru care e venit de aici din țară, fiecare om, deci sunt foarte uniți, se cunosc între ei. Avem o atitudine sceptică, nu toată lumea, față de cei care au plecat. Și mai strecoară și vorba că dragostea față de țară este direct proporțională cu distanța la care ne aflăm. Nu este adevărat. Noi ne-am convins că oamenii care au plecat nici de cum nu sunt catalogați trădători ai țării. Nici de cum, nu. Eu am impresia că ei sunt și mai patrioți decât mulți cei de acasă. Ei, eu am zis, au luat o bucată de Moldova cu ei acolo, pentru că chiar în Canada mi-a fost foarte plăcut să vedem de cum am intrat în mașină de la aeroport, am aterizat, am intrat în mașină și muzica în difuzoare era muzică populară. Ce era atârnat la oglindă era cu simbol moldovenesc. Am ajuns acasă, am văzut tricolorul la ușă. Ca un cordon oficial. O cameră amenajată tradițional. Casa mare, știi? Și să vezi asta în Toronto, peste ocean. E oricum, ceva. Și să vezi, și să vezi în subsol, în beci, și un teasc, și un poloboc. Și, băi, da, e tradiție oricum și în Canada rămâne tradiție. Apropo, moldovenii noștri fac un vin foarte, foarte gustos acolo peste ocean. E extraordinar, în basement, cum spun struguri ei. De unde eu? Tot de acolo. Canada e recunoscută în soiuri de struguri. Asta n-am gustat niciodată vin de la ei. Vinurile cu foamă de la Niagara. Da, acolo sunt. De la Cascade. Struguri de acolo. Da, ce condiții prielnice pentru un vin acolo moldovenesc. Ca să vezi. Ați luat o sticlă și acasă? Da, ne-au servit. Cel mai important din toată asta, eu le-am zis și lor de fiecare dată, le zic: măi, voi asta o să faceți, că voi asta ați prins de acasă, de la bunici. Important e copiii voștri care s-au născut aici să facă asta și nepoții voștri să privească, să ducă asta mai departe. Da, sigur, să privească teascul, mustuitoarea și ce mai este pe acolo, să nu-i caute Wi-Fi, USB-ul și cum se pornește. Eu zic cel puțin limba să o cunoască și să știe cine sunt și de unde limba vin. E regulă. Da. Deocamdată, da. Călătoriți foarte mult. Pentru un refresh, dacă vreți, al repertoriului, aveți timp? Să vă împrospătați. Mai găsim. Acum vine perioada iernii, când noi de obicei facem asemenea refresh-uri. Dar asta o să fie perioada lunii ianuarie, pentru că acum suntem prinși în filmări și, cum a zis și Costi, concerte de bilanț de sfârșit de an, unde suntem implicați în mai multe proiecte, avem repetiții în fiecare zi, dar luna ianuarie va fi o lună așa de vacanță pentru toți artiștii. Dar pentru noaptea dintre ani, va fi noapte ca lumea sau veți fi prinși în alte evenimente? Tradițional, în fiecare an, noi avem programe, avem recitaluri în seara de Revelion. Și fetele ce fac? Fetele vor petrece Revelionul acasă, lângă bunei. Smarada deja e mare, ea... Înțelege că părinții sunt ocupați și poate mâine, poi mâine, deja ea va veni în ajutor, când va fi nevoie. Smarada, ce-ți dorești tu de la 2018? Cum vrei el să fie? Un frățior, o surioară? Aș vrea un frățior. Ai vrea un frățior. Notați, vă rog, acolo. Da, neapărat. Altceva? Doar atât? Da. Aha.
Bun, hai să crezi mai mult și mai să devii cineva. Oricum, nu insistați prea mult în privința asta. Ea singură merge, probabil, nu? În pasiunile ei. Face da, și pian? Da, și face și gimnastică artistică. Da. Și avem rezultate frumoase acolo. Deci, tot ce își dorește acum Smaranda la vârsta ei, știe că ea trebuie să-și facă temele la timp, să exerceze la pian, să fie bravă la gimnastică, să fie ascultătoare acasă. În rest, toate celelalte dorințe le îndeplinesc părinții. Atâta timp cât copiii sunt mici, astea ar trebui să fie grijile cele mai importante. Iar voi, cei mai adulți, ce vă doriți? Iar noi ne dorim rezistență, putere. Ne dorim în primul rând sănătate, ca să le reușim pe toate. E adevărat, eu recunosc cel puțin că anul 2017 a fost un an de încercări, de multe încercări. Un an foarte greu, dar cu ajutorul Domnului le-am depășit pe toate. Noi vă mulțumim pentru, cum să-i spunem, ieri a fost duminică, astăzi este luni, este o zi matinală, este o oră matinală până la urmă și că ne-ați onorat cu prezența. Cu mare drag. În această componență frumoasă. Urmează un duet frumos. O piesă pe care noi o cântăm de fiecare dată cu mare drag, o cântăm chiar și vara, dar mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă o cântăm în mod special, Căsuța cu povești, în duet cu Smaranda. Va fi cu deosebire. Ea întreabă, eu răspund și vedeți despre ce vorbim. Foarte bine, Căsuța cu povești, chiar acum pentru dumneavoastră, facem și în casele dumneavoastră o atmosferă de poveste. Costi Burlacu și Smaranda. Am vrut să zic Smărândița, dar cred că nu o să se supere. Căsuța noastră cu povești, stelele se uită prin ferești, fulgii albi și jucăuși pentru somnul-și fac culcuș. Fii atent să nu-i trezești. Vom vorbi în șoaptă, fata mea, eroi din basmele de neam. Va veni la tine în vis un bătrân cu părul nins, cel visam și eu cândva. Va veni făcând minuni pentru toți copiii buni, un bătrân cu păr de neam. Căsuța cu povești, moșul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești, poți și timpul să-l oprești și rămâne nepoței moșului cel drag. Așa ta, când afară viscolea și aveam jucării în ea. Dar și atunci când crește mare, l-așteptăm pe moșul iar cu ceva frumos în dar. La căsuța cu povești, moșul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag. La căsuța cu povești poți și timpul să-l oprești și rămânem nepoței moșului cel drag. La căsuța cu povești moșul bate la ferești și răsună clopoței când apare-n prag.
sărutești și rămâne nepoței moșului cel drag. Și rămâne nepoței moșului. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Ne vedeți voi așa bine dispuși în fiecare dimineață aici, zi de zi, însă știți că în spatele camerelor sau în spatele... Nu, în spatele camerelor sunt doi oameni, uite, da. Ivan și domnul Andrei. Așa, de multe ori în culisea, hai să-i spun așa, de multe ori rămân din astea momente haioase pe care noi încercăm în fiecare săptămână, la început de săptămână, să vă spunem ce am făcut săptămâna trecută, ce interesențeni am avut aici. Acum să vorbesc și eu despre ce spun colegii mei sau unii din prieteni. Băi, dar ce faci tu acolo? Toată ziua te ești acolo, doar râzi, ai lângă tine o fată frumoasă, îi mai trec ori un compliment, două ore ți-ți place ce faci, nu e nimic complicat, deci absolut te-ai scos. E foarte greu, fraților, e foarte greu să fii concentrat, să mai auzi niște voci. Zici că te ia cu Dan Blaua zilele astea. V-aș invita odată să vedeți. Dar pe lângă asta mai avem și subiecte, reportaje. Mergem în teren, pentru că știți că nu suntem prinși doar aici, dar mergem și afară. Și câte se întâmplă și acolo. Haideți să vedeți ce am avut săptămâna trecută. Pe parcursul a 5 zile, 7 zile, am scuzare, 7 zile de emisiune, vedeți la Best Of. De la inimă la inimă. Da? Începem? Bună dimineața, dragii noștri, este luni, ce faci? Așa a început săptămâna trecută. Pe aceeași notă a și continuat. Bună dimineața, hai cu mic, cu mare, în fața la televizoare. Lambada. Lambada, lampada. Liviu Gulica și Galina Timuș. Dis de dimineață, de la 7 până la ora 9 sunt aici. Mai nou, vă trezim și în weekend. Bună dimineața tuturor! Ați crezut bună că ați dimineața. Scăpat? Ne. Oaspeți de zile mari am avut și zilele ce au trecut. Am învățat să vorbim corect chiar la bucătărie. Noi nu ne naștem învățați. Vestea foarte bună este că noi, în general, comunicatori nu ne naștem, comunicatori devenim. V-am arătat cum să vă decorați casa de Crăciun. De multe ori ne inspiră natura, ne inspiră copiii de lângă noi, dorințele lor și de aici vine și creația. Chiar și sport am făcut de dragă dimineață. Vitali, nu te uita, văd eu unde te uiți, este cameramanul nostru. Dar am și dansat tango. Ei, și cum fără artiștii îndrăgiți? Deschide ușa creștinei, c-am venit din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Frunze verde mă rotat, tiri-diri-diri-da-ta, a să fac și cor în sat, tiri-diri-diri-da. Голливуд не знает, как наша свадьба гуляет, здесь невеста суперзвезда, Голливуд тебе надо сюда. Ca să nu credeți că am stat doar în platou la călduț, am ieșit și pe afară. Ne-am plimbat cu un taxi, dar nu cu unul oarecare. Și sugestii de cadouri pentru Crăciun v-am oferit. Poate jucării sau poate niște biscuiți. Fugușori, brăduțe, purașe. Am ales mănușile perfecte, cizmele care să ne ofere confort pe timp rece, dar și hăinuțe de iarnă pentru căței. Despre autostop cu siguranță ați auzit. La noi însă nu prea funcționează. Pentru unii, mișcare este viață în sensul direct al cuvântului. Fie că au ales sala de forță, gimnastica sau lupte libere. În timp ce voi urmăriți un reportaj, noi avem un moment de respiro în care cineva cântă Despacito. Da, 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 da. Strangers in the night.
Iar cineva se pare că își tratează oboseala cu zâmbete. Ce să ne facă telespectatorii? Telespectatorii! Prezicerile astrale tot de la noi le aflați, dar și cum să fiți mai sănătoși, vă spunem. Iar pentru a afla viața din culise a oamenilor celebri de la noi, reporterul e nevoit să iasă și din redacție. Ați reușit să stabiliți această legătură cu câinele dumneavoastră, poate mai bine după rolul Nu știu. Dacă v-a scăpat ceva, mai aveți o șansă. Pagina noastră de Facebook. Dar tot mai bine e când vă luați doza de bună dispoziție de dragă dimineață, alături de noi. Pa, pa! De frig, de ninge, tot aici. Pa, pa! La revedere! Stați în fiecare dimineață alături de noi. O zi frumoasă să aveți! Pa, pa! Pa, pa! La mine deja a venit Moș Crăciun. Asta poate să vă pară celor din fața micilor ecrane, însă nu este așa. În această dimineață ne-am propus să vorbim despre acele jucării eco, care sunt cumva benefice și sunt de ajutor copiilor. Și alături de mine am doi manageri al unui magazin de jucării. Este vorba de Iulia și Iaroslav. Bună dimineața și bine ați venit la noi! Bună dimineața! Ce am în mână este, nu știu, un struț? Este, de fapt, o jucărie a unui brand din Anglia și numele lui este Pom Pom. Pom Pom! Eu cumva așa și mă gândeam, pentru că mie, știți, îmi sunt dragi din astea. Pentru care copii este binevenit așa, Pom Pom? Jucăria este, de fapt, pentru copii începând cu 12 luni, întrucât este foarte pufoasă și pentru bebe nu este recomandată. Plus, la toate, jucăria poate servi și în calitatea unui decor, chiar și pentru maturi. De aia, cumva, este clar de ce într-atât de mult v-a plăcut. Atunci când vorbim despre jucării eco, îmi dau seama că sunt un alt fel de jucării și anume cele care nu sunt toxice, dacă vrem chiar să spunem, pentru că sunt unele jucării care chiar le provoacă diferite alergii copiilor. Din ce sunt confecționate aceste jucării, spre exemplu, pe care le avem aici pe măsuță? Majoritatea din ele sunt din lemn. De fapt, cele care le vedem pe masă este vorba de un brand deja francez care confecționează jucării din 54 și fondatoarea brandului este o mămică care așa și s-a gândit că ar dori pentru copilul ei tot ce este mai bun. De fapt, ca și orice care are altă mamă, doar că cred că cu un pic posibilități mai mari. Pe masă avem mai multe jucării pentru mai multe vârste. Așa, pentru că, uite, vin sărbătorile și părinții chiar se gândesc să le dăruiască copiilor jucării. Haideți cumva să vorbim despre vârste. Luăm de la, cum se delimitează de fapt? Spuneți-mi, de la 1 la 3 ani, de la 3 la, am văzut ce aveți de la 7 până la 99. Și mă gândeam, copilul e cel de 7 sau cel de 99? De fapt, noi toți suntem un pic copii. Asta și este filozofia magazinului nostru. În fiecare om trăiește un mic copil. Spre exemplu, cuburile care stau din stânga sunt pentru copii începând cu 12 luni. Ele sunt din carton dur, sunt 10 cuburi și funcționalitatea jucăriei date este enormă. Deci aveți 4 părți, dintr-o parte cifrele, din cealaltă parte animalele domestice, din cealaltă parte animalele de savană și din a patra parte activitățile pe care le face un copilaș zi de zi. Așa, ce deci, efectiv, jucăria este de la 12 și până cam la 3 anișori. Copilul ar putea să le pună unul peste altul, să le strângă unul în celălalt, să învețe cifrele, animalele, culorile, deci funcționalitatea ei este foarte mare. Am înțeles. 7, spuneam că... De la... Plus 12 luni, un an. Plus 12 luni, așa, da, un am an. Am început cu cele mai pici-pici. Și până, cred că, undeva la 3. Dar, în orice caz, totul depinde de dezvoltarea fiecărui copilaș în parte. Așa, Iaroslav a pregătit aici, la fel, un joc foarte interesant, dar bănesc că este pentru copiii mai mari. Cu siguranță este pentru copii puțin mai măricei. Efectiv, eu când l-am descoperit pentru mine, fiind asta de pe masă, mi-am dat seama că copilul din mine nu o să moară niciodată. Despre ce vorbim? Ce avem aici? E vorba despre un constructor deci metalic. De fapt, e un constructor care este pe o bază magnetică și care, după ce a fost modelat pe această planșă,
Așa. Învie. Și dați vă arăt care... Învie? Da, învie. Este vorba despre un efect optic care foarte mult place la copii. Să... Te rog să arăți acolo. Da, vă arăt unde, unde spuneți. Și se întâmplă astfel de transformări. Sunt diferite personaje, de la transport până la un oraș care trebuiește modelat. Sunt foarte interesante. Și când ați întrebat de jucăriile Eco, colega nu a remarcat un alt moment. Eco nu înseamnă doar componența fizică. Eco înseamnă desigur și partea creativă și, de fapt, componența vizuală a acestei jucării. Producătorii noștri, de fapt, acele branduri care noi le-am ales să le avem aici în Moldova, sunt foarte atenți de la mirosul jucăriei, că ați remarcat. Da, am remarcat că miroase foarte frumos această jucărie. La componenta cromatică, ceea ce este foarte important. Fiecare vârstă are nevoie de o anumită cromatică în dezvoltarea copilului. Și până la sunet, cum este acest metalofon care sună practic ca unul natural. Iar arătați cumva cum funcționează. Da, aici sunt și planșe pe care sunt note muzicale și culori. Copilul ar trebui să învețe să interpreteze melodia conform mai întâi de toate a culorilor. Prin asta învață și culorile. Prin asta dezvoltă culorile și memoria vizuală. Deci ar fi ceva de genul. Uite, dacă vă gândeți că vă doriți copilul dumneavoastră să învețe muzica pentru ce anișori? Începând cu 3 luni. Începând cu 3 luni anișori. Și... Da. Sau cu 3 ani. 3 ani. Începând cu 3 ani. 3 ani, mă gândeam și eu. 3 ani și deja până când. Mai avem acolo ceva, un set de bucătărie, hai să spun așa, pentru fetițe. Cred că doar reieșind din culoare putem spune că este pentru fetițe. De fapt, în magazin regăsiți mai multe culori și mai multe designeri a unui asemenea set. Avem și băieței bucătari care venind în magazinul nostru din start încep să se joace cu bucătăriile pe care le regăsiți la noi. Setul este totalmente din lemn. Consider că designul lui este unul fenomenal. Este vorba de a învăța copilul cum trebuie să arate corect o cănuță, o linguriță, cum trebuie să fie servită masa. Cănuțele sunt două, deci nu trebuie să servești ceai singur. De unul singur. Da. Preferabil. Da. Preferabil. Să ai un pompom. Pompom. Și servim cumva... Noi încercăm să facem un magazin și iarăși vorbim despre ecologie sau eco, acel... Eco, da. Da, da. Un termen pentru mulți chiar nu cunosc semnificația, dar am înțeles că trebuie și să dezvolte abilitățile copiilor. Neapărat. Înțelegem culorile, ce mai învățăm? Învățăm să socotim, învățăm... Învățăm formele neapărat, fiindcă efectiv în înțelesul clasic și a părinților și nu doar, sunt cifre, sunt litere, sunt și cam atât. Deci noi cumva încercăm să punem accentele și pe alte lucruri foarte importante care de fapt au fost mai mult descoperite de psihologi, mai așa, mai recent, după 90-2000 încoa, fiindcă știm acum trendul parenting e destul de dezvoltat și la noi în țară. Și cu siguranță culorile, fiindcă chiar când ne meriți la noi în magazin și vă uitați după vârste cum sunt aranjate jucăriile, începeți să delimitați chiar după culoare jucăria cu uite, asta e, cred că pentru vârsta asta și asta ar fi pentru asta, sunt niște diferențe. Haideți să dăm un exemplu ca să înțeleagă ce de acasă. Spre exemplu, dacă vorbim despre un an, ce culoare ar fi? Deci exemplu le avem aici. Deci sunt niște culori și niște desene, niște ilustrații destul de haioase, cu nu prea multe contraste. Ceea ce văd eu aici e verde pe verde, da? Adică nu sunt niște culori foarte aprinse. Aprinse. Da. Așa. După 3 anișori avem deja culori puțin mai intense, cum ar fi și metalofonul, cum ar fi și acest set extraordinar pentru copii de bucătărie. Da. Și deja de la vârsta de 7 ani sunt niște culori puțin mai stridente, da? Genul cum e Kinoptic, da? Deci ele sunt un pic mai serioase, să spunem așa. Așa. Da, și mai adevărate puțin. Și cu siguranță și funcționalitate. Nu pot să trec și pe lângă acest... Cu vederea cub. Să trec cub. Și acest cub. Este un cubic rubic, cum îi spunem noi. Da, dar aproape. La fel este... Trebuie să-l construiești, trebuie să știi cum să-l deci faci. Este o jucărie foarte faină, iar este din lemn, dacă să vorbim cu materialul din care este compus. Și este un fel de Tetris în 3 volum. Dimensiuni, da, în volum. Așa. Ideea lui că deci există 30 de moduri de a construi acest cub în
formului perfectă, dar setul, fiindcă vorbim de fapt de un set, conține și mai multe, undeva 30 de imagini diferite, care sunt diferite și după complexitate. Deci copilul are acea imagine care trebuie să construiască, deci o joacă, dar are o interacțiune. Și e preferabil, noi chiar spunem la toată lumea care vine la noi în magazin, să atragă atenție la ceea ce face copilul, să se joace cu dânsul, fiindcă jucăriile astea sunt interesante și pentru părinți. Noi până și puzzle-uri avem cu poveste în care părintele ar trebui să povestească acea poveste cât copilul strânge acest puzzle. Deci este foarte multă interacțiune și anume pe asta și punem accentul. Așa, eu vă mulțumesc foarte mult, foarte interesant, foarte multă informație. Cel mai important, ceea ce am dedus eu din discuția noastră, ne detașăm de gadgeturi, de telefoane, de tablete, găsim jocuri interactive, jocuri menite să dezvolte, cumva, așa cum spuneam, abilitățile copiilor, să învețe ceva nou, ceva bun. Nu uitați că sunt jucării pentru fiecare vârstă în parte, asta este important. Atenție mare și la culori. Iar noi... ceva mi-a scăpat și aici vrem să vorbim și despre costuri, ca să știe ce e de acasă pentru o jucărie eco. Cât ar trebui să scoată din buzunar, dacă își doresc să facă un astfel de cadou copiilor? Iarăși, dacă în funcție de cum înțelegem cuvântul eco. Deci la noi jucăriile, costurile încep de la 25 de lei undeva, cred că cel mai ieftin produs, și merg sus, sus, sus. Ceea ce avem noi acum pe masă, haideți să spunem așa, în regiunea 200-500 de lei. 200. Spre exemplu, acest set de... Chiar vă mint puțin mai mult. Ar fi acest... vorba despre setul ăsta de pe masă, care e în regiunea 800 de lei. Da. Acest set costă 260. 260 de lei pentru... 300, da? 300. Mă scuzați, vă rog frumos. Da. Dar, așa, costă 360. Deci, noi avem cel puțin fundația la ceea ce am creat noi, faptul că jucăriile noastre, sperăm, și de fapt, cum povestește și istoria, cel puțin acestui brand francez din 54, că designul, dar și calitatea produsului este cel care îți permite ca jucăria să fie utilizată în foarte multe generații. Și asta e cel mai frumos. Asta e investiție în viitor. Da, exact. Luăm ceva care știm cu siguranță. Știm că se vor juca poate și copiilor noștri. Da. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Vă mai așteptăm la noi, iar pe voi vă îndemnăm să cumpărați cadouri așa, care, cum spuneam, să fie de folos copiilor. Și eu cu Pompom vă spunem să rămâneți în continuare alături de Dimineața la RTR. E mai greu să obții permisiunea decât iertarea, așa că ne rugăm de neiertați. Publicitate. Генеральный спонсор передачи Nescafe. Acum că vin sărbătorile și deja ne pregătim să mergem la cumpărături, să știți, să strângem cele bucate care le avem. Coșul minim de sărbătoare de existență. Și să suntem cumva în pregătire de mesele alea copioase, știi, care nu prea ne pică bine la digestie. Ai bani, ai bani, știi cum vorba aia, dar sărbătoarea trebuie să fie. Însă, pe lângă toate acele cărnuri pe care le luați, nu știu, lactate sau ce vă mai permite buzunarul, nu uitați, pentru o digestie mai bună, să luați și mărar, ghimbir, ananas, leușteanul și, uite, și pătrunjelul și, nu în ultimul rând, un iaurt. Ar fi bine după o masă copioasă, așa spun specialiștii, cel puțin, nu vine de la mine. Interesantă chestie. Specialiștii din Elveția, totodată, specifică foarte și foarte clar. Nu luați serviciu la voi acasă. Pentru că mai căutați de voi. Asta este problema Europei, ce-i drept, a tuturor celor care vor să meargă mai repede spre acea carieră de succes și când acolo află că sunt bolnavi de ceva, Doamne ferește, sau pur și simplu că nu-și acord nevoilor personale timpul necesar. Nu faceți așa. Știm că e greu, în Republica Moldova e foarte greu să faci ceea ce-ți place și să câștigi bani din asta, dar aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Vă spunem toate astea pentru că, într-adevăr, trebuie să avem grijă și de o alimentație sănătoasă, trebuie să avem grijă și de sistemul nostru nervos și mai puțin stres, ne pregătim frumos de sărbători, dar și avem grijă de sănătatea noastră. Sănătatea întâi de toate.
Bună dimineața! Deși e post, ne putem alinta papilele gustative cu bunătățuri. Mai mult, e chiar indicat să diversificăm felurile de mâncare. Dacă aveți o mulțime de treburi de făcut și nu vă stă mintea la ce să mai și gătiți, sărim noi în ajutor. Vedeta zilei de astăzi, supa de roșii. Nu e mare scofală să o preparați, trebuie doar să știți ce puneți în ea. Așadar, începem operațiunea. Întâi de toate am avea nevoie de roșii, logic. Cam vreo 2 kg și să fie coapte bine. Spălate și tăiate se pun la foc cu un pahar de apă. Odată fierte, strecurați zeama de coș și semințe. Țelina, ceapa și ardeii trebuie tocate mărunt și puse la călit. Adăugați și morcovii dați prin răzătoare. Urmează să fierbeți legumele la foc mediu cam vreo jumătate de oră. La final, turnați sucul de roșii și lăsați să clocotească un minut, două. Adăugați sare și pătrunjel. În felul acesta, în 2 timp și 3 mișcări, gătiți o mâncărică de telingi pe buze și răsfățați alte câteva suflete. Nu degeaba se zice că dragostea trece prin stomac. Ați dat buzna deja în bucătărie și nu mai aveți răbdare să o încercați? V-am prins! Dacă vă aflați totuși încă în procesul de înfrumusețare, să vorbim nițel și despre pistrui. Și nu neapărat cu cei sărutați de soare. Pe vremea asta, numai el nu te pupă. Chiar dacă nu-i aveți de la mama natură, îi puteți desena cu mânuța. Pentru a-i picta, folosiți mai degrabă un marcator pentru sprâncene decât un creion. Primul se îmbină mai bine cu pielea datorită texturii lichide. Apoi se recomandă să utilizați 2 nuanțe pentru un aspect mai natural. Deși un astfel de look e potrivit în special pe timp de vară, nimeni nu vă împiedică să experimentați. De vă aduceți bine aminte și Selena Gomez a apelat la ei pentru videoclipul piesei Fetish. Așa că alcătuiți-vă propriile reguli. Dacă vi doriți pentru mai mult timp, apelați la vopseaua Henna. E unul din principalele hituri ale show-urilor de modă. Cochetați, grațioase, nu zăboviți însă exagerat de mult în fața oglinzii. Sănătatea întâi de toate! Spuneam că ne vedeți în fiecare dimineață aici în fața dumneavoastră, dar noi mai ieșim și în teren, așa cum se spune în termeni jurnalistici, și vedem ce vă place, ce nu vă place, ce vă deranjează, pentru că așa suntem și noi mai aproape de telespectatorii noștri, mai aproape de oamenii care locuiesc în Moldova. Acest aspect sincer al afirmației comunicate de colega mea, să vorbesc și eu așa mai cu termeni sofisticați, să știți că pur și simplu vrem să vă prevenim, sau mai exact să vă rugăm frumos, dacă vedeți camera și microfonul și ne îndreptăm cu un zâmbet către dumneavoastră, nu fugiți, că nu venim cu tunul din urma dumneavoastră, stimați cetățeni. Avem democrație, avem libertatea la exprimare, nu vă împușcă nimeni, nu vă închide nimeni. Da. Bucurați-vă că apăreți la televizor și aveți ce a ne spune. Chiar și nouă. Spuneți-ne că suntem talentați, frumoși. Da. Asta puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne dați și un like. Dimineața la RTR, noi vă așteptăm și acolo. Însă noi vorbim acum despre problemele, despre ce îi mai nemulțumește pe cetățenii Republicii Moldova. Și uite, de data aceasta, Dan a mers cu microfonul, așa, pe stradă, să vadă ce mai spune lumea. Dan, capitan de microfon. Anul 2017 a fost unul plin de evenimente, bune, dar și rele. Și deoarece dorim să învățăm din greșeli, să vedem la ce ar renunța moldovenii în anul ce vine. O, somnul exagerat, câte 9-10 ore. Ambiția, caracterul ăsta de a fi eu, de a-mi arăta că sunt eu într-adevăr. Nervii aș lăsa în 2017. Постараюсь бросить курить. Școala. Do you speak English? Чего? Два. От вина, водки, вот от чего отказался бы. Серьезно, я говорю. Voilà. Fim sănătos. Schimbări în viață. Vrem de la guvern. S-au găsit și cei care și-au atins apogeul perfecționismului. Vedeam în lăsat ce am avut de lăsat. Așa. Nu, eu cândva am stat pe împușcării, pe una, pe alta și m-am lăsat de cele rele, le-am lăsat în urmă și am început o viață nouă. Și tot vreți să luați cum în 2017? Da, 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 să merg așa până la urmă. Nu am nevoie de interviuri, mersi mult, o zi bună. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. Să luăm cu noi doar ce e mai bun în noul an. Sp-
Spuneam ceva de gestionarea eficientă a timpului, un pic pentru serviciu și un pic pentru nevoile personale, pentru că trebuie să mai găsiți timp și pentru sală de forță, ieșit afară și multe alte lucruri. Dar când se vorbește despre abonamente pentru patru pezi la sală de forță, atunci dacă te gândești, băi, dacă șcânele are timp de sală, apă dă-le dracului de treabă. Îți pare ceva și ruptă din fantastic. Unde te duci? Merg la sală. A, vrei să faci mușchi? Nu, cățelul meu, am văzut că a adunat un pic burtică și mă duc să lucrez abdomenele cu el. Foarte și este interesant. Foarte important, o să adaug aici, pentru că câine, știi, este viața câinelui de oraș și viața câinelui de la țară și știi că cei de la țară sunt cumva mai norocoși în acest sens. Pentru că la țară poți să alegi cât vrei să te zbengui, asta dacă nu te-a legat stăpânul acolo de un gărgucean și a uitat. Aha. De tine. Deci la apel la mine face. Da, înțeles. Fac apel la tine și fac apel ca să aveți grijă, să aveți grijă ca patrupezii să fie liberi, măcar o distanță destul de bunicică, așa, ca să le permită lor să se miște. Apropo, dacă tot vorbeam despre sport, pe care trebuie să îl practicăm și noi și patrupezii noștri, să știi că notul și aici câștigă. Notul este și cel mai recomandat de specialiști și pentru câini, deoarece se spune că 15 minute de not pot înlocui o oră de alergat, de mers. Așa că rușinică pentru cei care nu au timp de sală și dacă aveți un patruped care deja este pasiv, luptă și el cu sedentarismul, a intrat și el în depresie, nu-l duceți la psihologul veterinar, că am înțeles că este și așa specialitate, dar deodată la sală, acolo la mușchi, da? Că da. Poate și stăpânul s-a luat de urmă. Apropo, este în premieră la noi, o veți afla despre o sală de sport deschisă pentru căței. Cel vechi, Sabache Drug. Nu e nimic spectaculos în faptul că eu alerg aici pe bandă, mai ales că nu am nici papucii potriviți, nu sunt echipată corespunzător, însă momentul spectaculos se întâmplă chiar aici, lângă mine. Uitați cum un câine alergă pe bandă. Da! Credeți ce vă văd ochii, pentru că asta se întâmplă la noi. Inspirat din practica din afară, Alex Coval are de gând să deschidă o sală de sport pentru câini aici, la noi. Acum e la etapa de perfectare a actelor și a vorbit în exclusivitate pentru Dimineața la RTR despre ideea sa. Ideea, на самом деле, пришла давно. Как только я начал заниматься собаками, которые участвуют в выставке, помимо ездового спорта, встала необходимость заниматься выставочной подготовкой. Но поскольку большинство выставок проходят в помещениях, то подготовка на улице не является, ну, совсем правильной. Inițial își dorea o încăpere doar pentru pregătirea celor doi patrupezi ai săi, dar a văzut că este cerință pe piață și astfel a creat un spațiu care va deveni public pentru toți doritorii. Până atunci însă, beneficiari sunt doar cei de ai casei. La început, разминка. Значит, разминка, как правило, существует двух видов. То есть, если это активная собака, то мы разминаем ее в движении. Если это пассивная собака, которая любит дома полежать на диванчике, то мы разминаем ее как бы механически. То есть, мы берем каждую лапку и проминаем каждый суставчик. Și câinii au nevoie să antreneze și să dezvolte anumite grupe de mușchi. И вот так вот выкармливаем. Собака сама себя прокачивает, грубо говоря. То есть она сейчас прокачивает спинной отдел. Еще из человеческой йоги пришли вот такие вот мягенькие подушечки, и они нам в док-фитнесе очень пригодились. Мы точно так же ставим собачку на них вот таким вот образом. Видно, что собака теряет равновесие, ну и, соответственно, пытается его найти, тем самым прокачивая грудную клетку. Mingea de fitness prinde bine și aici. За счет того, что поверхность мягкая, то есть собака начинает ловить баланс. Ну и мы потихонечку ей в этом помогаем. То есть мы начинаем создавать дисбаланс ей, и она тем самым прокачивает грудные мышцы. Pentru câinii care participă la expoziții și concursuri internaționale, există exerciții speciale. Рекомендовано собаку ставить механически, то есть нельзя заставлять ее залезать. Точно так же нельзя давать собаке самой слезать с данного тренажера. То есть берем аккуратненько собаку, ставим на вот эти пяточки. И отрабатываем выставочную стойку. Приучаем. У собак очень хорошо развита мышечная память, поэтому если вы доведете этот момент
там, до 5-10 минут, то, в принципе, собака привыкнет стоять в таком положении и будет красиво отрабатывать себя на выставке. Лимбажул кынеск се спуна оаре, ка ши ей ау невое де ницика мишкаре ин сала де спорт? Te uite că vin și frigurile peste noi. Te uită? Da. Deja uite. Este foarte rece și trebuie, eu sunt sigură că majoritatea dintre noi ne-am înnoit garderoba cumva pentru sezonul rece. Cine spune? Însă sunt acele, știi, mă uitam la invenții și am fost uimită pentru cei care, mi le place foarte mult să stea, să meargă la munte sau să stea afară, nu știu, la pârtie. La... Sunt pantaloni din aia care se încălzesc. Au, gen, știi, era un fel de așternut care se face cald, îl pui în priză, uite așa s-au făcut și pantaloni. Uh-huh. Mai că nu îl pui în priză, este pe baterii. Aha. La fel sunt mănuși care ne țin de cald, plus la toate nu mai este o noutate că avem mănușile touchscreen care ne permit cumva să butonăm telefonul chiar dacă avem mănuși, chiar dacă este frig afară. Asta dacă nu se stinge telefonul, știi că sunt din astea care nu sunt rezistente la temperaturi joase. Adio săniuș în două perechi de pantaloni și pe toți care îi puneam la uscat și mama spunea iar mai odeală, iar și l-a prins. Dar asta era farmecul. Totul va dispărea într-un scurt timp. Da, descarcă pentru... aplicația Săniuța versiunea 6.0, udeți pantalonii cu zăpadă, descarcă aici și așa mai departe. Cum mai o să mai simțim noi toate aceste plăceri ale copilăriei? Gata, sunt pe cale dispăriți. Eu cred până ajungem noi să ne permitem o astfel de pereche de pantaloni, pentru că îți dai seama că e și costă. Da. Așa că mergem la Săniuș cu acei două perechi care spuneai tu. Republica Moldova mai stă un pic la o parte de toate aceste progrese, deși terminul nanotehnologie moldovenească este deja în vogă. Să știi că avem și din astea. Da, între timp, să știi că de la prima călătorie pe lună, prima deplasare spațială sau zbor pe lună, a trecut ceva vreme de la Neil Armstrong încoace și japonezii se gândesc prin 2019 să organizeze o nouă misiune spațială pe satelitul Pământului ca să vadă dacă acolo este apă. Să știi. Dacă găsește apă, ce înseamnă? Colonizare. Dacă facem colonizare, punem acolo un sat pe lună. Și deja... Eu cred că satul meu se poate muta acolo pentru că roșiile vor crește și acolo. Welcome, Don Duchesne on the moon. Știi, așa ar fi ceva interesant. Nu dragul meu. Da? Vorbim acum despre tehnologie, așa cum v-ați dat bine seama, vorbim despre Smart Life. Bună dimineața! Am o curiozitate. Ai privit desenul animat Cars? Dacă ai ridicat sprâncenele cu entuziasm sau consider că ți-am adresat o întrebare retorică, poți să sari în sus. Ți-am pregătit o surpriză. Acum poți avea propria mașinică și nu una oarecare, ci chiar fulgerul McQueen, mândru nevoie mare. Lightning McQueen is back! Am în visul oricărui copilașul, visul meu inclusiv, fiindcă toți au privit desenele animate cu mașinuță în treceri. Tu deții controlul absolut. N-ai cum să te îndoiești de farmecul ei, căci... E dirijată și este condusă de la smartphone, de la telefonul mobil. Faptul că are toate sistemele astea pe care le vrea un copil când are jucărică, deci merge vorba despre repetițele dreapta, stânga. Să aprinde iată aici și să văd chiar ochișorii aceia magici care se uită la tine și zic reacționează la diferite gesturi, când o mângâi, când se lovește de perete. Aceste buze, să spunem pe următor, sunt făcute dintr-un cauciuc moale și când vorbește chiar pe aceea. Dispozitivul pentru care trebuie să scoți din buzunar aproximativ vreo 7000 de lei comunică pe bune cu tine. Ouch! That's gonna leave a mark. I am so ready for the Piston Cup. Ka-chow! Face drifturi, merge, aleargă, se ridică pe o parte. Deci partea că nu mai este doar momentul acela când erai mic și făceai zoom, 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 zoom și mergea doar în fața. E alt nivel. E bun pentru copiii mai mari, cei care se pricep să răscolească prin telefoane, dar dă din ochi și... Tăticilor care au băieții. Fiindcă există bancul cel vechi, dragule, de ce vrei elicopter pentru fiul, dar fiul încă nu poate merge, dar în schimb eu pot să-l conduc. Să înceapă distracția și aventura. Misiunile amețitoare pot prinde viață chiar în mâinile tale. Iubește tehnologia, dar nu te lăsa dominat de ea. Ka-chow!
Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin la oaltă cu premii, dacă ne urmăriți, bineînțeles. Fidelitatea se premiază și asta o știți destul de bine. În fiecare dimineață noi vă pregătim câte o surpriză. Surpriza din această dimineață stă la picioarele mele. Mai exact, sunt brăduț. Așadar, o să te rog să ții că este destul de greu. Avem un cadou din partea partenerilor noștri Nescafe. Și aici avem o pungă plină cu dulciuri, cafea, cacao. De ce nu este pentru tine dacă ai abonament la sală? Nici să nu te gândești să strecori mânuța acolo. Gata. Okay. Stimați telespectatori, știți foarte bine, trebuie să scăpăm această pungă de curiozitatea colegei mele. Da. Așadar, trebuie să ne trimiteți răspunsul corect la întrebarea zilei și anume, care sunt beneficiile cafelei? Cafele, nu că ar fi un răspuns corect, știi, pus așa. Sigur, opinia dumneavoastră, de ce este bine să consumăm cafea zilnic? Lăsăm dezavantajele de data asta la o parte, efectele adverse, ci mai degrabă starea de bine pe care ne oferă acest lichid. 060-052-052, numărul de telefon la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Măcar să arătăm un pic, ce avem să arătăm? Sunt o grămadă de firme care nu trebuie să arătate. Nu trebuie, eu înțeleg curiozitatea asta voastră, lasă-o. Răspundeți corect, număr cât mai mare ca să alegem fericitul câștigător. Și rămâneți aproape. Credeți în minuni și în povești și jucați și câștigați. Sponsor general al emisiunii Nescafe. Ne vedeți voi așa bine dispuși în fiecare dimineață aici zi de zi, însă știți că în spatele camerelor sau în spatele emisiunii camerelor sunt doi oameni, uite, da. Ivan și domnul Andrei. Așa, de multe ori în culise, hai să-i spun așa, de multe ori rămân din astea momente haioase pe care noi încercăm în fiecare săptămână, la început de săptămână, să vă spunem ce am făcut săptămâna trecută, ce interesențenii am avut aici. Acum să vorbesc și eu despre ce spun colegii mei sau unii din prieteni. Băi, dar ce faci tu acolo? Toată ziua te ești acolo, doar râzi, ai lângă tine o fată frumoasă, îi mai trec ori un compliment, două ore ție îți place ceea ce faci, nu e nimic complicat, deci absolut te-ai scos. E foarte greu, fraților, e foarte greu să fii concentrat, să mai auzi niște voci. Zici că te-ai cu Dan Blau zilele astea, v-aș invita odată să vedeți. Dar pe lângă asta mai avem și subiecte, reportaje, mergem în teren, pentru că știți că nu suntem prinși doar aici, dar mergem și afară și câte se întâmplă și acolo. Haideți să vedeți ce am avut săptămâna trecută pe parcursul a 5 zile, 7 zile, am scuzare, 7 zile de emisiune, vedeți la Best Of. De la inimă la inimă. Da? Începem? Bună dimineața, dragii noștri, este luni, ce faci? Așa a început săptămâna trecută, pe aceeași notă a și continuat. Bună dimineața, hai cu mic cu mare în fața la televizoare. Lambada, lambada, lambada. Liviu Gulica și Galina Timuș. Dins de dimineață, de la 7 până la ora 9 sunt aici. Mai nou, vă trezim și în weekend. Bună dimineața tuturor! Ați crezut bună că ați dimineața scăpat? Ne. Oaspeți de zile mari am avut și zilele ce au trecut. Am învățat să vorbim corect chiar la bucătărie. Noi nu ne naștem învățați. Vestea foarte bună este că noi, în general, comunicatori nu ne naștem, comunicatori devenim. V-am arătat cum să vă decorați casa de Crăciun. De multe ori ne inspiră natura, ne inspiră copiii de lângă noi, dorințele lor și de aici vine și creația. Chiar și sport am făcut de dragă dimineață. Vitali, nu te uita, văd eu unde te uiți, este cameramanul nostru. Dar am și dansat tango. Ei, și cum fără artiștii îndrăgiți? Deschide ușa creștinei, că am venit din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Frunză verde m-a rotat, tiri-diri-diri-da-ta, a să faci și cor în sat, tiri-diri-diri-da. Голливуд не знает, как наша свадьба гуляет, здесь невеста суперзвезда. Голливуд
Ca să nu credeți că am stat doar în platou la călduț, am ieșit și pe afară. Ne-am plimbat cu un taxi, dar nu cu unul oarecare. Și sugestii de cadouri pentru Crăciun v-am oferit. Poate jucării sau poate niște biscuiți. Fugușori, brăduțe, purașe. Am ales mănușile perfecte, cizmele care să ne ofere confort pe timp rece, dar și hăinuțe de iarnă pentru căței. Despre autostop cu siguranță ați auzit. La noi însă nu prea funcționează. Pentru unii, mișcare este viață în sensul direct al cuvântului, fie că au ales sala de forță, gimnastica sau lupte libere. În timp ce voi urmăriți un reportaj, noi avem un moment de respiro, în care cineva cântă Despacito. Da. Strangers in the night. Iar cineva se pare că își tratează oboseala cu zâmbete. Ce să ne facă telespectatorii? Ai, telespectatorii! Prezicerile astrale tot de la noi le aflați, dar și cum să fiți mai sănătoși, vă spunem. Iar pentru a afla viața din culise a oamenilor celebri de la noi, reporterul e nevoit să iasă și din redacție. Ați reușit să stabiliți această legătură cu câinele dumneavoastră, poate mai bine după rolul Nu știu. Dacă v-a scăpat ceva, mai aveți o șansă. Pagina noastră de Facebook. Dar tot mai bine e când vă luați doza de bună dispoziție de dragă dimineață, alături de noi. Pa, pa! De frig, de ninge, tot aici. Pa, pa! La revedere! Stați în fiecare dimineață alături de noi. O zi frumoasă să aveți! Pa, pa! Pa, pa! Diminețile noastre arată din ce în ce mai pline de magie, pentru că vin sărbătorile cu pași grăbiți și noi suntem cei care vă aducem în fiecare dimineață un cântec de iarnă, un colind, desigur de la cântăreții și interpreții voștri îndrăgiți și iubiți. În această dimineață alături de noi, Adrian Ursu, bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața! Chiar mi-a plăcut introducerea, pentru că magia sărbătorilor o așteptăm și noi, cei mari, dar apoi cei mici. Așa. Cu cât drag și cu cât dor așteaptă fetița mea Sfântul Nicolae și tot felul de sărbători și pe Moș Crăciun și așteaptă tot felul de daruri și atmosfera asta la noi în casă deja a venit datorită bradului. Așa, ați împodobit bradul, să înțeleg. Da. Mâine, 19 decembrie, pe stil vechi este Sfântul Nicolae, să înțeleg că puneți ceva în ghetuțe. Da, punem după tradiție, pentru că ne-am dat seama că i-am povestit anul trecut și nu a uitat timp de un an. Așa, speram că poate o să uite. Glumesc. De fapt, chiar ne dorim ca ea să învețe tradițiile frumoase și să le păstrăm. Prin asta, dacă o să le transmitem copiilor noștri, atunci și ei vor face la fel. Noi tot vorbim de sărbători, pentru că este un motiv în plus pentru a ne reuni familia, pentru a reveni acasă. Sărbătorile sunt cumva acelea care trebuie petrecute în familie. Dar dacă nu reușim să venim acasă, atunci pleacă artiștii noștri peste hotare și mai ales peste mări și oceane. Anul acesta de Revelion, din câte am înțeles, ajungeți în America. Exact. E un vis ceea ce ni se întâmplă și dacă tot am început emisiunea cu magie, e o magie. Pentru că am mai spus-o foarte sincer. Să-mi fi zis cineva 5 ani în urmă că voi avea un concert în Statele Unite, n-aș fi crezut și este foarte plăcut și vreau să le mulțumesc celor moldovenilor care sunt peste hotare, pentru că, să o spunem sincer, nu cântăm noi pentru americani sau pentru altcineva. Deși moldovenii s-au împrietenit și își aduc prietenii acolo, dar cântăm exclusiv pentru ei, cei care sunt dornici de muzica de acasă, de melodiile frumoase, de muzică ușoară și de muzică populară. Mergi alături de Ionel Istrati. Da. Cum v-ați găsit, hai să zic, și v-ați unit forțele pentru acest turneu? Da, pentru că atunci când am lansat videoclipul Boabe de Cafea, cineva a spus că, uite, a plagiat și au încercat să, pe internet, unii au încercat să facă zâzanii între noi. Așa. Deși noi de atunci știam că deja mergem în turneu împreună, suntem în relații bune. Ionel are melodii pentru cei tineri, dar cei mai tineri moldoveni
plecați în lume sunt, de fapt, în Statele Unite. După un sondaj, deci moldovenii care au plecat, special studenții care au plecat da. Prin Work and Travel, mulți dintre ei au rămas acolo, muncesc, sunt bine mersi și Ionel va avea programul pentru ei, dar și pentru, deci are șlagări și pentru cei mai în vârstă. Eu voi cânta și muzică ușoară și muzică populară. Avem 4 locații, te rog să le enumeri ca să cunoască. Avem chiar mai multe, avem mai multe orașe. Începem Revelionul la Chicago, apoi pe data de 5 ianuarie la Sacramento, apoi Seattle 6 ianuarie, 12 ianuarie mergem la New York, Philadelphia 13, 14 Orlando, Florida. Deci, cum ar fi ultimul concert din turneu, e în cea mai caldă zonă, nu e departe de Miami și eu chiar în sensul ăsta față de Ionel, eu sunt mai, probabil mai norocos și mai fericit pentru că o să fiu alături de soția mea și vom rămâne acolo încă 10 zile. Așa, cei care ne urmăresc, dacă ați reținut locațiile și aveți pe acolo cunoscuți, prieteni, da, spuneți-le să meargă la concert și să petreacă Revelionul alături de Adrian Ursu și Ionel Istrati. Spuneai că mergi cu familia, să înțeleg. De fapt, sărbătorile de iarnă ar fi trebuit să le petrecem toți împreună și asta este minunat. Vom sărbători împreună Crăciunul pe stil nou, dar în rest, așa e tradiția, cumva de ani de zile, când de Revelion muncesc. În acest an nu voi fi acasă foarte mult timp și încă nu-mi dau seama cât de mare va fi dorul de Maria Andreea, pentru că nu vreau ca el la vârsta asta să aibă atâtea zboruri cu avionul, ore, zeci de ore de zbor. Chiar și Irina va veni, nu în data de 31, dar va veni în data de 5 sau 10 ianuarie, vedem, pentru că și ea muncește, face tot felul de deserturi, torturi, da, și este cunoaște. Ocupată în data de 31 și ea va munci de Revelion. Tot am vorbit de Crăciun și ca să motivăm această chitară la noi în platou, te rog o colindă, sinceră să fiu, nu știu să cânt, așa cum îți spuneam și înainte să intrăm în direct și cum spuneam, m-a călcat ursul pe ureche, asta nu înseamnă că... Cel puțin nu eu și nici o rudă de-a mea, asta pot să spun sigur. Da. Ok, o colindă de Crăciun. E foarte greu să găsești un colind și de aceea am să cânt un micolaj. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Dar boierii nu s-a casă, dom, să înălțăm. Dar boierii nu s-a casă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Scoală gazdă din pătuți florile d-albe și ne dă un colăcuț, florile, florile d-albe. Că mămuca n-o făcut florile d-albe, sâtă rară n-o avut, florile, florile d-albe. De când sit-o căpătat florile d-albe, covata i s-o crăpat, florile, florile d-albe. În covata o tocmit florile d-albe, anul nou o și venit, florile, florile d-albe. Și împreună și voi, florile, florile d'albe. Știi ce mi-a plăcut? Eu mi-am amintit de colindele pe care le știam în copilărie. Foarte frumos colaj ai ales. Mulțumesc. Anul, ca să facem o totalizare, anul 2017 a fost unul reușit pentru tine. Îmi permit să spun asta pentru că ai avut un videoclip foarte bun. Mulțumesc. O piesă destul de rotată, care a devenit cumva așa cunoscută și destul de cântată și răsună pe la radio-uri și la televiziuni. E un an bun? E un an bun pentru că am avut foarte multe călătorii și pe lângă acest turneu în Statele Unite am reușit să merg în mai multe țări, să cânt și să mă bucur de moldovenii care știu să aprecieze muzica noastră și în continuare voi crea. Iar acest an oricum rămâne a fi marcat de
cel mai videoclipul filmat la cea mai mare distanță și vreau să aduc în acest studio și vara și căldura, pentru că cineva poate sărbătorește Crăciunul și Revelionul undeva la mare. La mare, într-o locație de asta, într-o exotic. Soare caldă, locație exotică. Așa că exotică. Vă doresc vacanțe frumoase la munte, la mare, oriunde, important cu alături de cei dragi. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit în această dimineață aici, dar nu te las cu una cu două, o să te rog să ții o chitară și o să mergi să ne cânti piesa despre care am vorbit, Boabe de cafea. Te așteptăm după Revelion, cu impresii, cu poze acolo din America, pentru că sunt eu sigură că o să ne fie, o să știu, o să te invidiem în sensul bun al cuvântului. Sărbători frumoase. Mulțumim. Și acum rămâneți alături de noi și rămâneți Boabe de cafea, urmează Adrian Ursă. Să colorez nopțile gri, nu pot dormi. Iubirea ta cu aromă de cafea mă pierd în ea. Nu-mi doresc altcineva, atingerea ta nu pot uita. Vreau să stai până în zori, să-i sărut un merigold. Boabe de cafea, boabe de cafea, în mintea mea nu se macină, știi bine, pe cât de mult aș încerca. Boabe de cafea și iubirea ta e aroma dimineții, vreau să mă trezesc cu ea. Ziua de luni s-a încheiat cu spor, am vorbit de toate și ne va fi dor. Rimă. Premiul Oscar, vă rog, acolo, da, hai repede. Cât de frumos încheiem astăzi emisiunea în rimă. Da. Așa, dar asta nu înseamnă că și mâine nu trebuie să ne fiți alături de noi, pentru că mâine vă așteaptă Alex și Camelia aici, de aceea includeți televizoarele de la 7 până la ora 9, îl țineți aprins pe RTR Moldova.
Nu contează dacă e ambiental sau sunteți conectați chiar cu ochii pe noi acolo. Principalul, dacă ne auziți deja că vă salutăm, știm foarte bine că avem efectul ăsta, că vă strecurăm un zâmbet. Și dimineața e mai frumoasă, cu dimineața la RTR. Măi, ce bine mi iese azi! Până mâine, dragilor, numai bine, aveți grijă de voi și să aveți o săptămână reușită, superbă, așa cum vă doriți. Pa, la revedere! Vestimentația prezentatorilor oferită de InCity. Sponsor general al emisiunii Nescafe.